și vreau să vă spun că și copiii pot găti. Pentru astăzi am pregătit plachie de pui la cuptor. Aromele pe care puiul le împrumută de la ceapă, ardei și roșii vă vor bucura sufletul și în curând veți vrea să gătiți din nou. Poftă bună! Uitați și voi de timpul liber pentru a vă învăța copiii câteva rețete de mâncare cu pui. Nu uitați să-i supravegheați în preajma focului pentru a evita orice posibil accident. Sunt Teo și până data viitoare, nu uitați că și copiii pot găti. Pe curând!